asta vreau să spun. Că la urmă unei, fiindcă cooperativa Gusti este o dacă științifică până la urmă, nu este activistă în sens politic, nici măcar sindicat. Pentru noi această problemă a de ce cui și de ce este de folos istoria femeilor este o parte a istoriei sociale, istoria femeii, o parte a istoriei sociale. Problema este mult mai gravă. De ce nu este istoria socială foarte prezentă, foarte pregnantă în sociologia și adică în știința și în cultura românească? Asta e problema. Și asta nu este o problemă exclusiv de opțiune științifică. Este și o problemă și politică, politica științei. O istorie socială vezi altfel și interbelicul cu toate nuanțele lui, cu totul altfel, și vezi și altfel și comunismul. Aici se poartă problema. Așa că pentru mine cartea asta este o aproape un manifest și prin groșime, grosime, că așa de mare este, cum să spun, tema pe care trebuie să continuăm, nu să încheiem cu această dezbatere. O, din partea colegilor de pe acest platou neplăcut din cauza anumitelor, vă mulțumim foarte mult și a fost o plăcere pentru noi să stăm de vorbă. Dar nu putem încheia complet această întâlnire fără să întrebăm pe cei din public dacă au o întrebare, comentariu legată de tema noastră științifică. Dacă puteți să veniți în față. Sau pot să încerc să proiectez. Am o...